Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. O nouă zi, o nouă treabă. Noi tot lucrăm cu drag. Astăzi vrem să finalizăm proiectul cu ușa de la baie. Și soțul să vopsească ușa, eu pe bucătărie și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Timp frumos, adică înorat, dar a plăcut afară, nu suflă vântul. E pe plus, nu-i minus acum în dimineața aceasta. Dar noi oricum ne bucurăm pentru orice vreme ar fi. Găsim și lucruri frumoase, chiar dacă aparent este norat. În fiecare nor poți să vezi și raza de soare. Să vezi dincolo de nor. Noi cam așa vrem să privim și să ne bucurăm de prezent, că viitorul nu este al nostru, este mâna lui Dumnezeu și noi ne încredem în El. Deci să intrăm în casă și să vedem dacă lucrurile au început să meargă. Ce faci acolo, dragul meu? Ce amesteci? Vopseaua, că ai pus un pic de apă caldă. E bine să pun și aparace, se diluează și cu aparace și cu apă caldă. Ca să vopsea pe bază de apă. Da, cum se cheamă? Spor Aqua. A, deci tot cu ce ai mai vopsit, numai... Numai că e crem, e un crem foarte frumos și îmi place. Da, mai bine crem decât albă. Da. Și uite ce frumos a făcut. Da, și să foaie de la ușă. Foaia tocul și tocul, pentru că au fost vopsită tocul un rând în alb. Și pentru că am spus să-l vopsim, că îl punem sus și canturile care nu au fost vopsite. Da, da. Deci să vopsim ușa. Da, e frumos. E frumos, margarină. Da. Deci ești margarină? Care e culoarea margarinei, da. Da, e foarte. Are culoarea margarinei. Și alb e frumos, dar cremul ăsta e mai mult mai bine, după părerea mea. Mie îmi place mai mult. Mi-ar fi plăcut și un gri așa, pălăcit. Un gri. Mai mult da, despre păi alb. Acum ne putem hotărâ când ne punem și ușile astea alalte, no, să le facem... Nu, le facem gri. Dacă facem asta, facem cremă așa. Facem da, le facem toate crem. Să vedem aici ce ai muncit, că te-ai închis în baie și nu mi-ai zis. Ce faci? Ai pus banda. Da. Ai pus nylon pe jos și vopsești prin altă foaia pe dinăuntru, nu? Da, așa am de gând. Da. Deci o pus bandă roată ca să nu vopsească. Se ceva bandă de hârtie, așa-i? Bandă de hârtie și clanța e bun, bun, foarte fain, foarte fain. Bun. Pe cine ce stă acolo? Pe cine ce stă acolo? Pelică, ce-ar putea? Ceartă pisicile. Că ți-o răsturna hainele. Ai, ai, ai. Bun. Pisicile îi... Bine făcut, că nu se aranjează hainele. Da, nu ți le aranja bine acolo. Și acum a venit el să le aranjeze. Da, nu ți le aranja bine. Da, nu ți le aranja bine. Da. Deci până vopsește soțul pe dinăuntru ușa, eu aici afară am încercat mai multe variante provizorii ca să ascundem astea, că vrem să facem ușile la fel când le schimbăm, să le facem la fel. Și atunci provizoriu m-am gândit ca să pun din banda asta, așa aici. Cum să vă arăt oare? Că cu o bandă, cu o mână filmez. Deci vreau să pun aici. Așa. Ca soțul să poată să-l vopsească cât de cât și să arate așa, provizoriu, să arate cât de cât altfel decât cum arată acum. Că nu o să arate super bine. Dar ar arăta mai bine după părerea noastră față de cum arată acum. Și am să pun roată bandă ca să fie cât de cât ascunsă
spuma și că inițial am vrut să punem o scândură, dar nu am ajuns la o idee care să ne și combină cât de cât. Și nici nu vrem să investim, pentru că nu ne-am hotărât încă cum facem la toate ușile și să fie la fel. Așa că deocamdată rezolvăm o problemă de moment și să vedem cum va ieși. Bun. Aici am bandă și să vedem de aici cât îmi trebuie să cobor până jos. Așa. Așa. Bun. Ce faci, dragul meu? Te rog să nu vorbești singur, să vorbești cu mine. Da? Da, mă bucur. Așa. Am dezbicat banda asta și merge pupseaua pe ea. Să-mi iau o forfecă și să o... Da. De ce? Să-mi împing de ușă. Să-mi împing de ușă? Da. Bine, bine, bine. O prea mult am împins? Nu, nu, nu. Așa. Așa e o bandă asta de care se lipește foarte bine, deci foarte bine se lipește banda asta. Mai nou, mai lucru destul de mult cu ea. Așa. Aici să iei cât trebuie să tai din. La mireasă bine, și coptătură. Da, fac pâine în cuptor. Da, mireasă foarte bine. Da? Da, da. La pâine în cuptor totdeauna, da, așa o... Mireasă bine. Totdeauna când fac pâine, totdeauna mă încântă. Și așa de frumos mi-a crescut. Da. Da, da. Așa. Și mai vin cu un cărunt, că e destul de lat, știi? Nu-i gata. Și tu stai și balamaua aia. E aici, cu flexul. Pe asta, dar nu. A, da, de vopsit vopsește aici? Da, da, vreau să dau un rând pe el, să vedem. A, da, a, ok. Nu pe aia, nu balama, nu mă, în două vechile. Bine, bine, bine. Bun. O să văd și eu ce ai lucrat acolo. Aici cât să prindă? Să nu prind foarte mult de pătoc, așa ai? Pe pătocul vechi trebuie să prind un pic, dar și un pic să prind e tocul nou. Cam așa. Așa. Și altfel arată. Așa. O să vedem câtă bandă îmi trebuie. Unde? Ala, ăsta nici nu vreau să vopsez, dar putem să le vopsez, nu vreau să vopsez. Și bandă oare nu o să lasă lipici de la urmă? Pe el? Da. Imediat stai să pun banda asta. Numai un pic. Un pic, un pic. Frumos.
Așa. No, uitați cum arată. Și vopsit o să arate foarte, foarte bine. Stați să vă arăt. Uitați cum arată. Și dacă îl vopsim aceeași culoare cu ușa, nici nu o să se vadă. Tu, dragul meu, cum stai cu vopsitul acolo? Bine? Acceptabil. Nu vreau să mă zgălești foarte tare pe acolo. Nu vreau să mă zgălesc zarul, mie nu-mi place, dar n-am o pensulă mică. O pensulă mică de așa, asta este. Primul strat, wow, se vede, bineînțeles că se vede. Da. Super, super. Super se vede deja primul strat, deja parcă e altă ușă. Acolo tu ce părere ai? Cum a ieșit? Bine, acum e mai bine decât cum a arătat. Asta am zis și eu, că nu o să arate foarte bine. Dar e mai bine decât cum... Și acolo pun bandă deasupra. Și bandă rămâie. Cum? Bandă rămâie, nu? Adică? Și că rămâie acolo, nu mi-ai ajuns banda. Da, banda rămâne. Bun, da, da, numai trebuie să pui și deasupra și pe partea alaltă. Și uitați ce bine se prinde vopseaua. Nu mai dau. Bine, nu arată foarte, se vede. Dar totuși se va vedea un chenar alb. Da, decât așa. Da, așa e că arată mult mai bine. Da. Și aia e vopsit, uite, deja unde e vopsit, deja altfel arată. Bun, să lipești și deasupra și pe partea aialaltă. Așa, ia să vedem aici al doilea rând și o rezolvare de moment am găsit rezolvarea de moment, uite ce bine e, și prinde și vopseaua, bun. Banda asta e super bună, lipește foarte bine, foarte bine lipește. Așa. Bun. Și se vede acum cât trebuie să tai din asta. Atât. Bun. Deci, dragul meu, poți să vii să-ți continui activitatea. Bun, eu zic că e mai bine decât cum a fost. Gata. Bun. Uite că dau repede pe asta ce ai pus tu, ca să prindă doilea strat mai bine. Da. Poate că ai putea să dai și aici un pic, nu poți să dai și pe aici, să nu se vadă așa urât. Poți să dau. Dar la sfârșit. Poți să dau. Acolo, la sfârșit. Poți să dau. Nu știu, să trec covorul de acolo. Să trec covorul un pic de acolo, mai târziu. Să le trag eu. Da. A, deja altfel arată. Da. Următoare. Știi că trebuie să fie cum? Da, arată foarte bine. Dacă se vede și pe camera ce faci. Sper să vadă. Dacă vin eu cu mai aproape. Sper să se vadă. Uite, da. Atunci, se vede. Al doilea strat va fi mai... Poate că nimeni trebuie al doilea strat la acest... Dar e da. Care îmi vopsa și nu așa spun pe vopsa. Dacă nu știu. Trebuie achituit. Da. Păi trebuie achituit, dar dacă vrem să schimbăm... La toc cu vechi. Da. Și acolo o să vedem, se vede? Da. Nu sunt.
Da, dacă se vede și pe cameră, se vede, se vede cum prinde foarte bine vopseaua. E vopsea cu bază de ulei, de apă. De apă, adică scuze. Nu pe bază de ulei. Da, da, că, da. Dacă era pe ulei, așa era pe vremuri, cu ulei, că, bă, acum portă să papă și în baie și oriunde. Da. E foarte curios. Da, foarte da, da. Curios. Deci toată lumea sunt. Bun. Pe apă, în baie, pe apă, da. Așa e. Deci lucește încă din cauza la lumină și că e vopseaua proaspătă. Nu știu. Da, 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 dar la final o să se vadă, mă gândesc. Nu știu, da. Diferența. Da, aha. Dar cu vopse... o să vedem noi. Deci în interior mai e un pic, așa-i? Interior am gătat. Da, dar mai ai tocul aici, așa ai? Și o lăsăm ușa deschisă, da. Să se usuce. Nu-i tocul exterior. Da, da. Ai să-l fost, nu? Poți, poți. Că pe mine nu mă deranjează. O, ce frumos arată. De ce ți-ar fi plăcut să fie mai mult metalul? Da, metalul. Da, asta e. Da. Da, se vede, e frumos cremul ăsta. Da, să știi. Foarte frumos arată, îmi place. Am bucur că l-am găsit. Parcă mai bine decât alb. Așa e, alb e frumos, dar... Da, dar era prea în contrast mare cu ușile... Cu, da, și cu tății. Nu, numai contrast, albul e alb. Nu-i, nu-i se pare și nici faia, gresia nu e chiar așa albă, că e un pic... Nu se pare că, că e ca la spital. Da. Hai la mâncare, dragul meu. Pâinea coaptă foarte bine, zici că e făcut în cuptorul de pâine. Da, uită-te ce bine am prăjit-o. Dacă greu se controlează pâinea, temperatura, și atunci timpul trebuie suficient ca să mâncăm o ciorbică și am poftă de zacuscă felul 2 cu pâine proaspătă. Așa că urmează să ne punem la masă. Vi dragul meu la masă? Da, da. Că ai bătut-o și pe afund. Asta e pâine bătută. Wow, am uitat de zacuscă. Ce poftă mi-ai făcut. Da, pâine bătută. Așa. Bine. Ce bine s-a făcut. Deci că e făcut în cuptorul de la de pâine specială. Și îmi place cum e așa, se aude. Pric crocant, dar nu-i tare. Wow. Și cu zacuscă, cu fasole. Bun. Hai, dragul meu. Să avem pofta. Mai are treaba după mâncare? Nu prea bine după mâncare. După, nu prea bine după mâncare. Înainte nu mers foarte bine că eram flămânzi, acum nu mere foarte bine că suntem sătui. Dar deja fac că se vede schimbarea, se vede unde dai, deja se vede că nu-i mai... Da. Eu prins un lucru de la, știi? Și ăsta e primul strat, nu? Da, e primul strat și în orice caz pe interior se vede super fain, super fain. Da, mie îmi place. Și nouă ne place. No, da. Wow, ce bine arată. Da, îmi place cremul ăsta. Deci, chiar îmi place primul strat. No, și al doilea strat va fi mai minunat. Și e chiar ok. Și marginea asta, să știi, mă bucur de ideea dacă care stau să, dacă stau să mă gândesc că prima ușă ce am luat-o, știi, care a fost mică, a fost 4 milioane, că a fost vopsită. Da. Și asta a fost 2 milioane, 100, că nu a fost vopsită.
Și aceeași treabă. Și vopseaua ieftină. Vopseaua a fost, nu știu, 28 de lei sau 30 ceva de lei. Ceva de genul. Da. Numai pentru că a fost vopsit, a fost cu 200 de lei mai mult. Da. Da, și nici nu a meritat. Mi se pare absurd, pentru că acum, hai să fim serioși, nu cred că nu există în lumea asta, cam oricine poate să dea un strat de vopsea cu pensulă. Sau dacă nu, cu rola, mai ușor. Nu. Da, ce frumos se vede, deci oricum ascunde se foarte mult banda aia. Ca să bate lumina, bate lumina, se vede frumos. Acolo unde bate lumina, vezi? A, mă scrie aproape. Da. Dar e ok, o să iau și de ce Dar și primul strat numai. Da, da, e primul strat. Dar sunt mulțumit. Primul strat, așa. Parcă mi-l dăm degrade, dar la ochi nu apare degrade, dar pe camera apare un pic degrade. De ce? Pentru că are impresia, inserția aia, atunci aia e ca o umbră. Da. Dacă ar bate lumina de repede, nu s-ar vedea. Da. Nu, dar e ok. Deci da, e chiar... da. Foarte, foarte mult deci îmi place. Chiar. Da. Și îmi place de marginea asta. Ce bine arată, să se vinde departe. Ia mă arată, acolo vezi unde a fost mai este banda. Dar acolo e numai o strată, ai dat, dar pe partea asta... Dar nu e vorba de strată, e vorba că e, nu a fost... Păi nu, e drept nici din coace. Bine, trebuie să... Nu. Da. Și după aia se dă și marginea asta aici, da, că o să ascundă mult. Da, îmi place. Wow, ce bine, bine arată. Deci ai dat două straturi, așa-i? Da, nici da. Nu necesită trei straturi. Wow, ce bine arată, îmi place. Îmi place foarte mult, foarte mult, îmi place, dragul meu, foarte mult. Uitate ce bine arată și marginea aia face tot, dacă am lipit. N-ar rost să gletuim și să facem altceva, că la nu vrem să golim tot aici și să facem așa cum trebuie. Curentul, iară, aici curent, în cameră curent. Da, dar acum și de sărbători să ascundem un pic. Iară. Ăla, peretele vine, dar vine curățat, stă pereți. Dar uite-te ce bine arată, da, uite-te. Da, nici nu zici că n-ai pus margine la ușă. Da, hai să-i da, normal, oricum. Am pus bandă. Dacă izolezi un pic și ăsta, nici sigur că schimbă tot. No. Da. Și vine pusă plasă aici, deci nu. Da, și o să montez și la clanță. Acum, ce să uscă? Da, se uscă chestiile astea. Da. Da, se montează acolo la cheie ca să nu fost luate. Dar nu am fost atenți când s-o luat, dar și asta o să schimbe mult la ușă. Da. Deci încă o treabă finalizată foarte, foarte bine. Îmi place. Îmi place cum arată. Și o treabă rezolvată de moment și cu... Cum se zice asta de la ușă? Marginea asta. Pervaz, azi, zice, pe la geam, pervaz. Da, aici tocurile de la ușă, sau cum să zic, nu știu, n-are importanță, cred că mă înțeleg ce vreau să zic, e rezolvată aparent, e rezolvată, să mai luăm jos acum, să lăsăm un pic să se uște, se uscă foarte repede și o să rezolvăm și cu clanțele. Wow, e și fain, îmi place. Dar cum mie îmi place, pe cum cunui place, nu suntem toți la fel, Dumnezeu nu i-a creat pe toți la fel și la unii le plac, la alții nu. A mie îmi place cum a ieșit, chiar a ieșit suportul destul de bine. Da, ce frumos lucește așa ne-a pentru 200 de lei în plus care îți cumperi ușa cu vopsite. Da, ce frumos se vede. Așa, să vedem aici ce-am făcut aici. Da. Da, e bine. Da, acolo se putea un pic mai bine. Îți dau nota 10 minus. Bun, e bine, mai bun. E bine? Da, mulțumesc. Ești mulțumit? Note de trecere și cu 5. Da, îmi place. Dacă mi-ai dat nota 5, era note de trecere. Și aici, ce bine o prind și aici vopseaua peste banda mea. Foarte bine. Nu se șterge. Nu se ia. Foarte mult îmi place. Deci îmi place, ai făcut treabă bună. Mulțumesc, dragă.
Mulțumesc. Deci acum... Aici de acolo se vede chiar siliconul. Aici la ușă, acolo unde pus copilul silicona. Da. Deci n-am murdărit tare marmură. Nu, și banda asta te-a ajutat foarte mult. Da. Nu cați acolo, nu vreau să cați. Așa. Așa. Eu nu mai, nu mai. Riscam. Nu, deja tare jos. Să mi-l oprise, nu mă trage jos. Da. Am o sală pe asta, este. La tos negru. Da. Degetarul. Dacă prind eu, cam mâinile mai micuțe. Ok. Da? Nu ți-o ai început. Tu nimica nu mă las să fac. Eu am început lucrarea, nu tu. Da, și vreau să fie toată lauda ta. Exact, toată lauda. Toată lauda la mine. Bine, e Dumnezeu cel care ne dă putere la fiecare să facem ceea ce puteai făcut la ușă, am făcut la bucătărie. Să știi că am făcut răcituri, aituri, cum se spune. Aia e treabă bună. Așa e? Da. Urmează să pun în vase. Aia ce ai făcut tu? Și până se răcește un pic, am lăsat... Bun. Pus deja în vase răciturile. Le-am împărțit pe porții și urmează să pun și lichidul peste. Deci asta cum îți arată ușa? Da, nu avem lumină, e slab beco, dar e ok. Da, e slab beco aici, dar arată super, super bine. Acum trebuie să fie montate astea și gata, operațiunea ușa. Da. Așa e? Da, da. Nu știu ce să fie. Așa că un punct de reper, ca să-mi dau o idee, știi? Da. De cam așa, sau nu știu, nu. Deci trebuie să-mi iau ochelari. Dar neapărat, fără ochelari, n-ai ciucut aici. Păi și becul ăsta, și... Da. Da, o să arete bine, super bine, super bine. Deci și becul ăsta de 2-3 lei. Ergonomic. Ergonomic. Da. Îmi place să privesc ce bine arată ușa. Ușa noastră. Da, deci chiar am vopsit, nu mă așteptam la vopseaua asta. Foarte frumosă, foarte mult îmi place vopseaua. Și culoarea asta crem, culoarea margarinei. Da, nu mă așteptam la vopseaua asta. Oh, e bun, toate-s bune. Exact. Dacă nu erau copiii care se pricep la asta, poate nici nu alegea vopseaua pe bază de apă. Mie mi-a zis și acolo în Franța, Pascal, ceva, știi? Dar erau la bidoni mari și nu m-am gândit că... Bine. Aș putea... Un pic de asta. Super, super. Da, uite, da. Ca un meseriaș. Da. Ca un meseriaș ai făcut. Da. Da, uite-te, deja schimbă ușa. Da. Bun, mă duc eu la răciturile mele și când vin și te aplaud, bine? Bine. Șurubul aici și se... Are masca, uite, magnicoare cum bine pusă. Uite așa. A, și se înfiletează. Da, are file destul de mare. Uau, ce bine arată, ce fain arată. S-a filet mai bine. Da. Și-o filetă de anii. Aha, foarte fain. Foarte fain. Ce să mă filetez? Să-mi filetez mai bine? Am terminat și eu de vopsit, am pus aia la zar, închide cu cheia, poți să vii să vezi. Vin, stai să mă laud și eu acum aici, în ea cu răciturile mele. Da. Le-am pus în vase. Le-am pus în vase și urmează să le pun la rece. Bun, și să vedem și lucrarea ta. Fiecare cu lucrarea lui. Da. Wow! Ce-mi place. Avem și cheie. Gata. Deschidem. Sesam, deschide-te. Da. Da, frumos. Chiar bine. Chiar e foarte bună vopseaua asta.
Da. Deci vopsea pe apă, nu miroase în casă, nu... Deci folosesc și apicultorii la stupi, că nu deranjează pe albine. Parcă n-are miros, așa am auzit de la Dani că zice. N-are mirosul, na, bine, dacă îl vopsește, bine, nu se vopsește cu diluant, asta e niciodată, niciun apicultor, asta știe apicultorii că nu vopsesc stupi cu diluant. Dar cu vopseale pe diluant, care se diluează. Sau, deci se face cu vopsea în ulei înainte și trebuie să le lași mult să tragă. Dar asta pe apă ce a apărut acum, e foarte bună, nici nu are miros, se uscă repede. Se uscă repede, deja... Da. Deci foarte practică. Foarte, da. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Și am văzut acum și culori, și verde, și ăsta, și chiar pe toate culorile, da. A, nu știu, pe câte culori ăsta sunt. Pe multe culori, se dăm în baie, cum se vede. Mie chiar îmi place cum a ieșit ușa vopsită, deci... Da. Uite, așa arată. Wow. Cremul ăsta arată, da, și acela la becul ăsta, măcar e mai putere, da, se vede chiar, cremul. Da. Cremul foarte... E plăcut. Și n-am bine, și albul e plăcut, dar albul... Nu. Păi n-ai aici cum să... N-ai, că e, n-am. Numai că mă bag în vana. Și în vana e apă pentru rezervă. Da. Da, îmi place. Și numai n-am fi filmat la Clanța. Îmi place cum arată așa. Da, ăla să știi că foarte mult contează. Numai nu lăsăm cheia acolo, pentru că dacă vin nepoți, significa să nu se închidă în baie și să... Da, să nu mai poată să se deschide. Să nu mai... Aia mică de un an jumate, doi ani, care e năstrușnică, atunci... Să nu se închidă înăuntru și să nu mai deschidă, da. Îmi place. Bun. Cam asta este operațiunea ușa de la baie. Da, da. Vopsită, e... Okay. Și vă lăsăm aici cu filmarea noastră, să aveți o seară. Mai spate. Așa. Așa. Da. Oricum se vede bine. Da. Vă dorim o seară binecuvântată și minunată. Da. La revedere.